Bună seara, dragi telespectatori! Mă bucur să ne revedem la o nouă emisiune. Aceasta este a doua emisiune cu domnul Marian Zidaru, profesor doctor în istorie și foarte preocupat de politica externă a României. Domnia sa a studiat și în arhivele Foreign Office-ului, adică a Ministerului de Externe Britanic și în arhivele italiene și din acest motiv, evident că poate să vină cu unele completări la ceea ce deja s-a scris despre politica externă, astfel încât și publicul larg să fie mai bine informat pe această temă. Și astăzi o să vorbim despre politica externă a României la începuturile regimului comunist. Evident că o să lăsăm discuția de unde am lăsat-o, la lovitura de stat de la 23 august, pentru că ei i-au urmat semnarea unui armistițiu cu Uniunea Sovietică, un armistițiu care evident că a introdus România în sfera de influență sovietică. Înainte de aceasta, totuși, aș vrea să lămurim o chestiune, pentru că la ora actuală s-a lansat așa într-un mod foarte insidios din partea Ungariei. Bineînțeles că nu este lansată oficial această idee, dar văd că a prins chiar și la unii prieteni de-ai mei din Ardeal, care mi-au zis astă vară gogorița asta și aș vrea să o lămurim, că vezi, Doamne, Ungaria a fost fidelă Germaniei și a rămas alături de ea în război până la sfârșitul războiului, iar România a fost o țară care i-a trădat pe germani. Ori nu este adevărat. Realitatea este că amiralul Miklos Horthy, care conducea Ungaria, a condus-o până aproape de finalul celui de-al doilea război mondial, a căutat în două rânduri să iasă din război și nu a reușit, pentru că a doua oară nemții l-au arestat și Germania pur și simplu a impus acel partid al crucii cu săgeți, un partid naționalist. Exact, al lui Salaşi, care s-a discreditat pentru că a și trimis o grămadă de evrei în lagări, exact, inclusiv din Ardeal, din România, și practic au fost o țară ocupată care a acționat la ordinele celui de-al treilea Reich, pe când România și-a rezolvat totuși pe plan intern această problemă. Care este opinia ta pe această temă? Da, deci a fost o cursă, putem spune așa, între România și Ungaria, care să încheie prima armistițiu. De altfel, vorbeam data trecută de întâlnirea aceea secretă de la din apropiere de Geneva, de la Schi, între Grigore Gafencu și Sokolin, care era reprezentant neoficial al USS în Elveție și de fapt era șeful serviciilor secrete sovietice în Europa de vest. Sokolin a spus foarte clar că totul depinde de două lucruri. Unu, cine face prima un gest, și doi, va fi o cursă între marile puteri. Cine ajunge prima la Dunăre? Deci, ori occidentalii, ori sovietici. Și într-adevăr, într-un fel cam așa a fost. Ungaria a făcut mai multe tentative și noi am făcut și la Madrid și la Lisabona și în Elveția și la Stockholm și la Istanbul, mai vorbesc în statul papal, la Vatican. Da, nu mai vorbesc de misiunea celor doi, a lui Barbu Stidbei și a lui Vișoianu, de la Cairo. Ei bine, noi aveam în plus o problemă față de Basarabia. Exact, Basarabia și Bucovina de Nord. Ungurii nu aveau așa ceva. Au făcut niște demersuri ca să se înțeleagă, ca și noi. Noi am făcut aceeași greșeală. Dom'le, noi trebuie să ne înțelegem cu vesticii. Rușii... Și ei ne-au trimis la ruși. Exact. Ni s-a spus foarte clar, rușii sunt, și Churchill i-a scris lui Molotov că au avut disputa aceea în urma misiunii Autonomous și Chastelain, a trimis niște telegrame, vreo 3 sau 4 atunci, bine, el emitea sub control, sub controlul al lor noștri, și limbajul folosit față de ruși a fost oarecum irreverențios. Și el n-a știut că șefii lui de la Foreign Office, pentru că Soia era sub ordinea Foreign Office-ului, îi arată lui Novikov telegramele. Bineînțeles că Novikov a
raportat la Moscova și n-a dat bine deloc și s-a înfuriat. I-a scris lui Churchill că e o trădare, că ce caută ea acolo. Și Churchill i-a spus, domne, nu vrem să negociem peste capul vostru, vrem să facem lovitura de stat, să-l determinăm pe Maniu, așa, nu. Nu, că faceți peste capul nostru, nu ne-ați informat. Așa. Deci au existat discuții aprinse. Foarte aprinse, da. Și până la urmă, deci aceste discuții practic au fost premisa întâlnirii de la Moscova din octombrie. Deci oarecum britanicii au pornit la întâlnirea aia de pe poziție de inferioritate, pentru că voi negociați fără noi. Ce, da. Cum vine asta? Ne ce fel de aliați suntem? Ce fel de aliați suntem noi? Și atunci Ciuci a zis, în problema românească, voi sunteți șefii noștri. Deci punctul. Nu mai era niciun fel de... Iar atât Barbu Știrbei, cât și Vișoianu a priceput mai repede decât era mai versat. El stătuse și pe lângă Titulescu, deci a învățat meserie de pe acolo. Și a priceput, băi, zice ăștia trei și scrie o scrisoare lui cum îl cheamă, Crețianu, cel de la ambasador, trimisul diplomatic, da, de la Ankara. Și ministrul delegației, șeful delegației de la Ankara. Și scrie și spune, zice, nu mai e nimic de făcut, ăștia trei sunt foarte uniți. Cum ridicăm problema Basarabiei, sar toți trei în capul nostru. Nu mai trebuie să ridicăm, că nu avem ce să facem, am pierdut. Ce trebuie să ne asumăm această pierdere, pentru că gândiți-vă, zice el, ce însemnăm noi, așa, pe tabloul mare al global. Da, și avea dreptate. Deci nu, pur și simplu, noi suntem o problemă de mâna a șaptea pentru ei, așa, și trebuie să acceptăm în condițiile stabilite de ale capitulării necondiționate, trebuie să acceptăm condițiile ușor, altfel nu avem nimic de făcut. Putem să pierdem mai mult decât Basarabie și Bucovina. Și atunci, prin 10 iunie, Maniu a acceptat ideea și ultimatum și a zis, bine, accept, spune-le că acceptăm condițiile, da, și spune-le acolo, britanici, cumva sau de aici. Deci ăsta e un punct în care ei s-au cam dezinteresat de noi. Au zis, băi, sunt în sfera de influență a sovietică. După aceea, pe 10 octombrie, știți foarte bine, s-a dus Churchill la Moscova, a discutat cu Stalin, a bifat acel bilețel cu procentaj. 90-10% și în contrapartidă cu Grecia. Grecia pentru ei era mai importantă. Era și vreau să vă spun că în toată această perioadă, cât a fost cu guvernul Groza, au discutat pe problema asta și le-au zis, bine, hai, România fie, dar să nu vă băgați în Grecia. Și Stalin, să știți că nu s-a ținut de cuvânt. A existat un plan, din câte știu eu, de invadare a Turciei, dar nu a Greciei. Au fost niște provocări din Bulgaria acolo la granița cu Turcia. După. Când a izbucnise deja războiul rece. Deci, în timpul războiului nu au stat cu cât de cât au stat cu minți. Cu minți pentru că aveau problema a Germaniei. Și de fiecare dată când britanicii deschideau probleme ale suveranității, independenței țărilor din Europa Centrală și de Est, zice, nu avem treabă cu așa ceva, rușii. Noi acum avem problema Germaniei. Hai să o rezolvăm pe asta și după aia mai înțelegem noi, cumva. Au fost câteva discuții pe chestia asta. Da, analiștii istoriei epocii contemporane, care, și aici ar vreau să fac o paranteză, pentru că mulți, din păcate, și la noi, preluând ad literam din engleză Modern Times, care, evident, pentru ei, timpurile moderne încep cu Revoluția engleză și continuă și astăzi, pentru că la ei nu au existat aceste schimbări, aceste hiatusuri provocate de războaiele mondiale. În schimb, la noi, începând cu primul război mondial, spunem epoca contemporană, da? Acum, sau perioada contemporană, ca să nu fac o cacofonie. În această perioadă, cei care au analizat evenimentele au spus, și zic eu pe bună dreptate,
că Rusia a avut întotdeauna un mare avantaj, asta incluzând și Rusia Sovietică, este singura mare putere din răsărit, în timp ce în vest englezii cu francezii, cu americanii trebuie să se înțeleagă între ei și de multe ori interesele lor pot să fie divergente. Exact. Și ca atare nu au întotdeauna o poziție unică, ceea ce îi dezavantajează în raporturile cu Moscova. Da? Și, într-adevăr, după lovitura de restat, ei tergiversează și în cele din urmă se încheie armistițiul abia pe 12 septembrie 1944. Noi am fost ținuți, practic, delegația noastră, care, din care făceau parte și băieții de la Cairo, deci cei doi știrbei. Frederic Nanu de la Stockholm participa și el? Nu, n-a fost. A fost chemat. Pătrășcanu, așa, și mai fost vreo câțiva, dar nu, Nanu nu a fost. Așa. Ce se întâmplă? Ai noștri au mai încercat jocul ăsta să-i rupă puțin și la Moscova, dar au primit așa niște nepoliticos, niște flituri, a zice, de... Adică, pe ceafă. Trebuie să vă înțelegeți cu rușii, noi suntem și noi pe aici. Și ei au făcut anticamera, au așteptat exact, acolo. Exact, abia pe 10 septembrie au primit draftul pe... deci cu 2 zile înainte de semnare și singurul lucru pe care au avut a fost să studieze documentul ăla. Și n-au avut voie, deci au făcut niște obiecții așa în privința comisiei aliată de control, practic această comisie aliată de control în paranteză sovietică, așa cum s-au înțeles rușii cu cei doi mari, puterea executivă în această comisie avea Uniunea Sovietică. Deci ceilalți erau mai mult ca observatori. Și rușii le-au și zis: domne, în România și Bulgaria noi suntem puterea executivă. De ce? Pentru că v-am lăsat vouă la Comisia Aliată de Control pentru Italia să fiți puterea executivă. Noi nu le-am băgat acolo, așa că nu vă băgați și nici ăștia la graniță cu noi, avem și, și chestiuni strategice. Da, exact. Bun, întrebarea mea era, printre altele, în acest armistițiu, se spunea că România trebuie să participe cu cel puțin 12 divizii la războiul antihitlerist, zicea ei, da, împotriva Germaniei. Da. În schimb, României îi va fi redată Transilvania sau cea mai mare parte a ei. Ei. Da. Nu s-a spus că se va anula neapărat dictatul de la Viena. Da, și asta era o problemă care putea fi. De altfel, la tratativele de pace de la Paris a constituit o mare problemă. Aici, totuși, Uniunea Sovietică ne-a sprijinit. A fost destul. Da. Pentru că vrea ca să facă lobby pentru proaspătul de guvern Petru Groza. Dar, întorcându-ne la armistițiu, aș vrea să completez totuși ceva. Statele Unite, la un moment dat, bine, n-au insistat prea mult, dar au propus ca Oradea și Satu Mare să fie dat Ungariei. Lucru pe care să nu uităm și la sfârșitul primului război mondial, când a izbucnit războiul româno-maghiar, l-au făcut americanii și atunci, de la Paris. Adică inițial nu vreau să dea României chiar până la Tisa. Au fost 4 propuneri. Da. Una franceză, exact, care a fost cea mai favorabilă în cea cu granița spre Tisa, da. După aia engleză venea mai încoace, mai spre graniță, dar tot includea actuala graniță, da. A treia americană în care lua puțin din teritoriul nostru și cea mai defavorabilă a fost italiană. Da. Deci italienii și-au însușit punctul de vedere al delegației ungare. Maghiare, au zis, domne, zice, orașele sunt mai civilizate, mai dezvoltate, mai rafinate. Zice, iar Transilvania nu cuprinde practic și zona Bihorului, nu? Parțiumul, făcând parte din Panonia geografică. Dar argumentul principal a fost că acele orașe cu majoritate maghiară să fie date ungurilor pentru că ele ar influența zona din jur. Ori dacă luai întreaga zonă, majoritatea era românească. Da, sigur, ungurii aveau majoritatea în orașe. În orașe, dar noi aveam satele și cuprinzând întreaga populație, orașe plus sate, aveam majoritatea. Așa s-au opus și Londra și Parisul
Și până la urmă s-a găsit o soluție de mijloc, de care includea totuși... Este adevărat. Acum, întrebarea mea era, deși noi nu facem istorie post-factuală, a fost bine din partea României că a trimis totuși 38 de divizii, de 3 ori și ceva mai mult? Nu ar fi fost mai bine să respectăm al literam, să trimitem doar 12 divizii? Adică din ce ai studiat în arhive, acest lucru ne-a favorizat, ne-a avantajat, i-a plăcut lui Stalin mai mult sau pur și simplu România, ca de obicei, a căutat ea să fie așa mai... Bine, se poate să ne fie avantajat un pic, nu am găsit nimic despre acest lucru. Sovieticii nu s-au preocupat în mod special. Colaborarea a fost destul de dificilă pentru că sovieticii își impuneau punctul de vedere într-un mod destul de abrupt, dur. Așa. Iar afacerea aceea cu generalul Avramescu, iarăși acolo au fost deosebit de duri. Ei au pretextat și e un document care vorbește despre o întrunire de prin noiembrie 45 între generalul Susaicov, care era șeful Comisiei Aliate de Control Sovietice. Cred că se plumea mult în România pe tema lui Susaicov. Cortland van Schuyler și mareșalul Stevenson. Așa, s-au întâlnit la reședința lui Susaicov. Susaicov, care atunci, până atunci se certaseră foarte dur la Potsdam, dar mai ales la Londra. Deci Molotov le-a respins toate pretențiile. Deci nu a vrut să discute, a fost un dialog al surzilor. Deci mi-aduc aminte o fază destul de hilară de la Potsdam, în care ministrul de externe american le reproșează lui Molotov, zice, domne, guvernul Groza nu e democratic, zice, e cam comunist, la care Stalin replică, păi regele, știți, nu-i comunist, nici Tătărăscu nu-i comunist. Așa, da, zice, adoptă o poziție prosovietică. Ei, nu-i chiar așa, zice Stalin. Zice adevărat că nu chiar așa, o face cu ajutorul domnului Vâșinski, la care Vâșinski care era adjunctul ministrului de externe sovietic pentru telespectatorii noștri. Străduindu-se să nege, zice, dar am pus un pup în guvern. Deci vorbeau de una și ăsta au lucrurile de pupu, erau clare. Da, deci practic ne putem să-mi termin ideea. Da. Deci atunci Susaicov le spune, zice, am schimbat guvernul Sănătescu, deoarece am avut informații că Avramescu conspiră cu guvernul de la Viena și cu nemții ca germanii să organizeze o ofensivă, și a fost ofensiva aceea de la Balaton, și el să întoarcă armele, să facă un fel de 23 august. Bine, e foarte vehement uneori negat acest, dar eu am găsit un document britanic semnat Si. Si era șeful SIS-ului. Și spune acolo foarte, deci e clar, îi interceptau comunicații, era acea formațiune CGHQ, așa, în care pe baza acelor informații acest șef al serviciilor secrete britanice face acest raport și zice, Avramescu a avut o atitudine duplicitară, chiar așa îi spune, și este cazul să informăm. Încă n-a apăruse informația a raportului de pe undeva din 4-5 martie. El fusese deja arestat cu o zi, două înainte. Deci n-a apăruse informația. E foarte probabil să fie avut informația de la Anthony Blunt sau Philby, care s-a demonstrat mai târziu că era agent sovietic infiltrat în serviciile engleze. Că Avramescu e în directă legătură cu Anșa. Rușii au luat, probabil, și Susaicov susține chestia asta, că vrea să dea un fel de 23 august, păi invers, adică împotriva Uniunii Sovietice. Și bineînțeles că englezii au transmis, au informat pe rus, aveau informația, au avut, știți foarte bine, acea misiune engleză la Moscova și acea misiune sovietică la Londra, deci au transmis, fără doar și poate informație. Deci după părerea mea, Avramescu a încercat ceva atunci, v-am spus,
Sunt istorici care neagă vehement că Avramescu ar fi fost cumva implicat în povestea asta. Da. Nu vreau să dau nume, dar pe baza ceea ce am văzut, este foarte posibil ca Avramescu să fi urmărit așa ceva. Bun, acum, ce m-a interesat pe mine, există, cel puțin în istoriografia românească, o adevărată obsesie că România și estul Europei a fost vândută cu ocazia acestor conferințe interaliate. Pentru telespectatorii noștri, trebuie să știți că începând cu 1943 au existat 3 conferințe interaliate importante la care s-au luat decizii majore pentru viitoarea, între cei trei mari, Winston Churchill, premierul britanic, Stalin, șeful, liderul sovietic necontestat și evident președintele american Francis Delano Roosevelt. La ultima dintre ele, într-adevăr, Churchill pierduse alegerile și a fost înlocuit de Clement Attlee. Attlee, adică reprezentantul laburiștilor englezi. Care până atunci fusese deputy prime minister în guvernul britanic. Exact. Da. Și vreau să vă spun din partea Statelor Unite, unde Francis Delano Roosevelt murise și venise la Truman. Un Truman, care, puțin știu, a fost singurul președinte american fără studii superioare. Exact. Dar s-a dovedit foarte conservator și pe pozițiile față de Uniunea Sovietică și înțelegea că ar trebui să-i mai punem puțin la punct, pentru că altfel... A fost fătuit de Delano Roosevelt, era într-un fel cucerit de Uncle Joe și i-a cedat destul de ușor. Da. Truman a început a început mai timid, așa. Da. Nu era prea specialist și așa că s-a bazat pe Departamentul de Stat. Adică pe Ministerul de Externe. Erau și oameni care erau proruși și oameni care... Deci, până la urmă a fost sfătuit să adopte o poziție mai tranșantă, dură. Și pe măsură ce a trecut timpul, a adoptat o astfel de poziție. Da. Întrebarea mea era, pentru că foarte mulți vorbesc de Ialta, adică Ialta fiind în ordine, aș putea zice, a doua, după Teheran, și când rușii erau deja victorioși, în mare măsură, aproape că nu se mai punea problema unei contraofensive germane victorioase, ei mai încercau, clar. Au fost prin Ardeni, exact, Balatonul, nu au fost doar zbateri, ca să mai spun așa. Există în istoriografia românească o adevărată istorie că la Ialta, vezi, doamne, România a fost definitiv lăsată în sfera de influență a rușilor. Acum, eu am citit totuși o lucrare în care era dat documentul și nu pare că lucrurile ar fi chiar așa. Nu, cred chiar că, deloc, după chiar părerea deloc. Mea. Adică nu am găsit nimic acolo despre care România, să vizeze în mod special România. În documentele publicate și de sovietici, că au fost publicate și de unii și de alții, și de britanici, atâta, o jumătate de pagină. Exact. Restul, Polonia, s-a discutat foarte mult despre pentru Polonia, că era foarte importantă. Era foarte importantă și era clar că englezii, acum Polonia a fost de partea lor tot timpul. Da. Și nu era situația României, nu? Prin urmare, de fapt, când s-a hotărât, lăsând la o parte această conferință a ministrilor de externe din 1944, dată la Moscova, când s-a scris pe un șervețel acolo, s-a făcut înțelegerea. Au fost și miniștri de externe, dar au fost cei doi mari. Cei doi mari, Stalin și cu Churchill. Și chestia asta s-a făcut la o recepție. Da. Churchill, în memoriile lui, scrie că au fost destul de sadici, adică el recunoaște că i-a spus la un moment dat lui Stalin, domnule, n-ar trebui să distrugem acest document, că dacă eu l-a semnat de feniseuri. Exact. La care Stalin a rezat. Exact. Păstrați. Lasă să vadă lumea cine e la tare în lume. Exact. Deci, practic, acolo s-a
luat foarte în serios această decizie. Iar a doua oară, când a fost o nouă conferință a ministrilor de externe din 1945. Trebuie să recunosc că eu nu știu foarte multe despre această conferință. Ce s-a discutat acolo? La care vă referiți? Că a fost la Londra în septembrie, după Nu, cea de la Moscova. Și la Moscova, când, deci după greva regală. Exact, după, după greva după regală. După greva regală, da. Trebuie să spunem aici că... Interveniseră schimbări în România. Interveniseră schimbări în România. Și după Potsdam, a apărut acel document care era destul de ambigu. Nu era foarte clar. Regele care de 6 luni se tot chinuia să-l dea jos pe Groza, așa, nu reușea și atunci a zis, băi, zice, hai să studiem mai bine ce s-a scris după. Deci, formularea era foarte ambigu în sensul că cele trei puteri vor studia separat modalitățile cele mai bune de a da un guvern democratic României. Aici puteai să înțelegi bine. Orice. Studiau orice, da, cum vreau ce însemnau guvern de... și mai ales guverne loiale prieteniei cu Uniunea Sovietică. Păi stai un pic. Ori așa, ori așa. Păi, că Uniunea Sovietică era un regim totalitar. Da, loiale Uniunii Sovietice. Moscova înțelegea guverne comuniste, ăilalți, da, doamne, să fie democratice, dar să nu se certe cu rușii. Cam așa ceva era. Deci, acea conferință de la Moscova a urmat, cum să spun eu, conferința de la Londra, în care cele trei mari puteri s-au ciocnit destul de violent. Da. Molotov a devenit dintr-o dată Mr. No, ar fi cunoscut. Dacă până atunci se mai putea negocia, mai lăsa, acolo a fost foarte rigid la Londra. Să-și între 10 vedere, și 2 octombrie a fost, 45. Așa. Și s-a discutat despre regimurile democratice, pardon, nedemocratice din Bulgaria și România. Regele când a făcut acea grevă regală 19 sau 20 august a fost când i-a cerut demisia lui Groza, s-a consultat cu principalii săi consilieri, dar și cu Vișoianu, cu Victor Pogoneanu, răzulesc cu Pogoneanu, și cu Buzești, adică cu toată crema pe care o aveam atunci. Și la ei l-au sfătuit, dar au chemat înainte pe reprezentanții britanici și pe Le Rougetel, și pe Cortland Van Schuyler, și pe Barton, ăia l-au dat un răspuns cam ambigu. Mai mult, americanii i-au încurajat să o facă. Deci, le-au spus ceva de, cam așa spun și astăzi altora care, mă rog, sunt rezistenți. Ce voi trebuie să produceți schimbarea. Bine, bine, o producem, dar cu ce, frate? Da. Cu ce? Că dacă nu avem mijloace, ne uitați în Belarus. Da. Tot așa le-au spus și... Lukashenko se ține tare. Da. Deci, ce voi trebuie să... guvernul britanic a fost mai rezervat. Da, adică nu încurajăm o astfel de abordare, au spus ei, deși Le Rougetel mai primise un set de instrucțiuni. Dom'le, dacă americanii merg înainte, sprijiniți-i. Da. Dar nu da. Vă băgați voi să ziceți că, dom'le, e bine să facem așa ceva, să... facem noi, să faceți voi schimbare. Da, da, și atunci regele, bazându-se mai mult pe americani, care au acționat nu numai atunci, dar au acționat și în domeniul serviciilor secrete, cam, s-au cam băgat precum cowboy într-un trip de indieni. Da. Deci cam neprofesionist au abordat problema, pentru că mergând așa au pus niște oameni în mare pericol, niște români, așa, care ei au și plecat, plătit. Ei au plecat, s-au spălat pe da, mâini, da. Nu știu ce. Și ei au fost aruncați în închisoare și au fost aruncați în închisoare, colaborai cu imperialismul american și cu slugile lor mărșave, imperialiștii britanici. Și aici trebuie să le numerăm inclusiv pe șeful serviciilor secrete românești, care a sfârșit și el în închisoare, pentru că... Aici este o altă problemă, da, dacă vreți să o abordăm și lăsăm puțin mai târziu, da, da. Pentru că e perioada septembrie martie, septembrie 44, martie 45. Când se produc serviciile secrete da. Române
Deci, imediat după lovitură, Borcescu a dat ordin să fie împrăștiată grupa anticomunistă, care lucrase pe ruși. După aia a venit Siminel, care a preluat comanda serviciului și a zis, adună înapoi și informații despre ruși, informații despre comuniști, și s-a creat această grupă cu mai mulți ofițeri. Bine, la rândul lor, ruși au infiltrat și Nedestănescu, care se pare că fusese ofițerul de caz al lui Bodnăraș, care avea relații apropiate cu el, știți, cu defectarea, întoarcerea, lagărul și așa mai departe, a trădat și a dat informații despre... Și cu toate astea a fost și el arestat în cele din urmă. Da, probabil că Bodnăraș a zis mai bine îl țin așa decât să spună că i-am dat am ceva... Am fost și eu implicat. Da, da, în povestea asta, da. Așa. Au creat această grupă specială. Cine i-a sprijinit? La început au încercat să colaboreze cu britanicii. Britanicii însă n-au prea... A fost la un moment dat colonelul Ross, care, mă rog, le-a furnizat ceva materiale, dar după aia s-a retras. Ivor Porter nu s-a prea băgat. A preferat să creeze o rețea britanică din care făcea parte Annie Samueli și vreo câțiva din fosta rețea britanică a profesorului Eck, care plecase imediat, să se elibera din închisoare și plecase la Istanbul împreună cu Margaret Haller, dar nu s-a implicat în povestea cu... L-au contactat la un moment dat și pe Gibson, celebru Gibson, așa, despre care înainte de 89 s-a scris. A scris domnul sau regretatul academician Florin Constantiniu. Constantiniu. Însă Denis Deletant, probabil pus de șefii lui, zice, nu, domne, n-a fost ofițer. După aia a recunoscut după Revoluție că a fost ofițer. Da, cum a făcut și Larry Watts, că a recunoscut că au apreciat în mod greșit politica externă românească, pentru că se infiltraseră rușii și la ei. Acum, pentru telespectatorii noștri, așadar, la 6 martie 1945, vine un guvern pro-comunist condus de Petru Groza. Da. Acest guvern, sub influența a ceea ce se discutase la Moscova, introduce, până la urmă, datorită grevei regale, ce înseamnă pentru telespectatorii regele, a refuzat să mai semneze decretele. Dar refuzându-le rând, promulgarea, ele practic nu erau legale. Dar nu puteau... în primul rând i-a cerut demisia lui Groza. Groza a refuzat. Exact. A zis, nu pot să demisionez, eu sunt sprijinit de Uniunea Sovietică, deci nu demisionez. Da. Și regele a zis, bine, nici eu nu semnez decretele. Da. E, și ca atare, viața politică românească se cam blocase. Și atunci, în urma celor discutate la Moscova, s-a hotărât ca în guvern să intre un liberal și un țărănist. Da, Hațiganu și cel Romnicianu. Exact. Și în felul acesta este trimis ca ministrul de externe să discute în numele României la tratativele de pace de la Paris, care s-au desfășurat în 1946 și se vor încheia în 1947 cu un tratat semnat de România pe Gheorghe Tătărescu, un liberal care fusese și șef de guvern, dar un tip destul de alunecos politic, era priceput la economie, dar politic vorbind, iată că s-a dovedit alunecos, adică a colaborat, nu știu, s-a iluzionat că va putea România să rămână un stat democratic, n-am înțeles foarte bine, cert este că el e trimis la București în numele guvernului la Paris, în numele guvernului român și semnează tratatul de pace. Tratat care totuși are un merit că anula tratatul acesta cu Ungaria, dictatul de la Viena. Dictatul de la Viena, ceea ce nu intra în convenția de armistițiu. Și aici a fost o cursă între România și Ungaria. Până la semnarea tratatului la Paris, ungurii au făcut orice. Au făcut întotdeauna. Așa, ca să intre în grațiile Uniunii Sovietice. Numai că Stalin a spus foarte clar, a zis, domnule, stai un pic așa. Păi ăștia înțeleg că au intrat contra noastră în război, că le-am luat Basarabia au și... Au avut un motiv. Bucovina, da, zice, voi, deci, voi n-au înțeles de ce ați intrat
Ce v-am făcut noi? Dimpotrivă, v-am sprijinit cu Transilvania, și totuși ați intrat în război contra noastră. Și în al doilea rând, zice, românii au făcut un gest. Au luptat împotriva Germaniei. Așa, normal. Deci au trecut cu de partea noastră și voi ați luptat până în ultima clipă, chestia cu trădarea, apropo de... Știam chestia asta și nu am reușit să o găsesc, că știam de această informație, dar nu eram foarte sigur pe ea. Stalin, cum le-a transmis chestia asta? Prin Molotov, prin sau cum... Au fost și delegații ungare la... Așa, deci, dar și Molotov practic, le-a spus. A discutat cu delegația ungară. Deci, ei acolo se înțeleg, adică știau care e poziția lor. Deci nu se discuta. Deci le-a transmis destul de direct. Da. Au încercat toate subterfugiile posibile. Dar nu aveau referitor la Moscova. Deci britanicii cam cedaseră poziția și erau gata să accepte. Domne, discuția a fost destul de scurtă cu Sir Archibald Clark chiar. Și a zis, domne, zice, bun, România înțelegem că e sfera voastră de influență, dar trebuie să țineți cont de faptul că sfera noastră de influență este Mediterana și vă rugăm foarte mult să nu vă băgați acolo. Deci a fost destul de clar și de scurt. Da. Americanii au avut așa, Burns era, a fost secretarul de stat Burns, așa, și mă rog, el a amenințat la un moment dat că o să trimită nu știu ce ziariști, parcă l-a și trimis pe Etrici, să scrie despre ce se întâmplă în România și erau lucruri urâte, că pe opoziția era persecutată, erau arestați, ziar, nu exista libertatea de cuvânt. A fost momentul 8 noiembrie, trebuie amintit și ăsta, în care s-a tras asupra manifestanților anticomuniști. Și după aceea au zis, da, presa a dezinformat că de fapt s-a tras în comuniști, ceea ce nu era real. Asta a fost propaganda sovietică, deci în contrapartidă cu ceea ce a publicat presa occidentală. Și am înțeles, apropo de scenarea aceea de la Tămădău, când este arestat Maniu, care, bun, e clar că a existat și o realitate, că el cu siguranță vrea să plece din țară, pentru că mirosea cam ce-l aștepta aici. Dar americanii, englezii, au fost în vreun fel implicați? În Tămădău nu. N-au fost. Iar cel puțin reprezentanții oficiali și englezi și americani, Maniu a adoptat moda aceasta a memorandumurilor pe care a exercitat-o și cu Antonescu. Antonescu îi primea, îi scria, mă rog, cât de cât se înțelegeau. El tot depunea, el memorii și partidul său, dar și Brătianu, au depus foarte multe memorii și la englez, la reprezentanța în Comisia Aliată, care a fost la început Rougetel și cu Stevenson, și apoi Adrian Holman, așa, deci le-au depus nenumărat, i-au bombardat practic cu memorii. Englezii au fost destul de nereceptivi. Americanii au mai încurajat pe aici, pe acolo. Barry Barton și Cortland Van Schuyler au care căutat să-i încurajeze, pentru telespectatori, ce funcție ocupau ei în administrația? Unul era reprezentantul politic în Comisia Aliată, Barton, și celălalt era reprezentantul militar, generalul Cartman, care are niște memorii foarte interesante. Deci au căutat cumva să-i încurajeze, dar cu toate astea chiar și Schuyler la un moment dat, cred că eram 47 sau nu, 47, în 46 în vară el pleacă, e retras, așa. Ăsta, Cortland Vine Schuyler primește vizita lui Maniu, domne, zice, eu pot să fac o revoluție și să restaur guvernul. Și a spus, guvernul american nu încurajează acțiuni violente în România. Deci cât se poate declar. Da. Așa. Ce au încurajat? Au încurajat serviciile secrete americane.
Englezii, v-am spus, au fost mai retrași, adică și-au dat seama, domne, treaba rușilor, nu ne mai băgăm, da, mai colegem informații despre ei și vreau să vă spun că și englezii și americanii au cules zeci de mii de pagini de informații despre... De altfel, misiunea lui Frank Wisner, cel care a avut aventura amoroasă cu Tanda Bragadiru Caragia, da, care da, nevasta miliardarului Bragadiru, el a a luat foarte bune informații de la SSI, documente despre Uniunea Sovietică și opinia lui a fost că domne, SSI după serviciile secrete germane are cele mai bune informații secrete despre Uniunea Sovietică și le-a transmis la caserta și curmea că departamentul de asta, după vreo 2-3 săptămâni OSS-ul, șeful OSS-ului a trimis deci mai multe microfilme lui Fitin de la NKVD. Deci uite ce am obținut noi. Deci le-au cam împărțit. Da, da, da. Bine, nu astea despre, ci despre Germania. Deci l-au cam împărțit. Da. SSI-ul, da, deci informația SSI-ului despre Germania. Da, 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 ce vreau să mai spun? Deci englezii n-au încurajat, dar americanii, da. Bishop, Myron Bishop din OSS, care a fost schimbat cu Hamilton și Hall, i-a acuzat pe cei doi de neprofesionalism. Deci ăștia s-au băgat în niște acțiuni, inclusiv documente. Deci ei au vrut, în primul rând, să culeagă, deci principalul despre armata sovietică. În caz de război, ce s-ar întâmpla? Au făcut planuri cu opoziția să facă o mișcare din asta subversivă și să împiedice mișcările rusilor, deci să comită sabotaje împotriva regimului sovietic. Bine, în cele drumuri au fost expulzați și au creat chiar niște depozite de arme. Chiar Corneliu Coposu după 1990 vorbește despre... Da, domne, deci am avut legături cu aia și mișcarea noastră, mișcarea națională de rezistență a generalului Aldea, a lui Constanțeanului nostru, Horia Măcelaru, șeful serviciului secret al acestei mișcări, a avut un rol însemnat. Deci au colaborat cu americanii în această problemă. Dar faptul că i-au implicat pe acești oameni, practic vânzându-le iluzii, așa, pentru că și tămădoi, tot urmarea acestor iluzii, ei săraci vreau să scape de ruși, făceau orice să scape, se prindeau de orice șot, ca să zic așa, numai să scape de ruși și uite așa au căzut peste provocarea acelui informator de la securitate, era încă corect. Securitate în 48 s-a înființat și au fost arestați, după care deja înființaseră brigada mobilă a lui Serghei Nikolski, era șef atunci. Care trebuie să spune pentru telespectatori, va deveni ulterior unul dintre șefii serviciilor de securitate române, bineînțeles agenți sovietici infiltrați. Toți erau mai mulți, Gornarciuc, Pantiușa, Renko, deci toți au fost. Pantelimon, de aici venea Pantiușa, care era chiar șeful securității, de fapt. Da. Acum, totuși, tratatul de la Paris a mai avut o latură interesantă în ceea ce ne privește, în sensul că rușii promiteau, sovieticii, promiteau că armata va fi retrasă în decurs de 90 de zile din România, adică în decurs de 3 luni, și vor fi păstrate aici numai unitățile necesare pentru a se ajunge în Austria. Austria, căreia ulterior se va permite să se declare țară neutră și de aici va porni povestea că românii le vor cere rușilor să retragă. Acum, pentru telespectatorii noștri, trebuie să știți că a existat o victimă nemeritată, un tip extrem de curajos a
acestei decizii. Este vorba de Onisifor Ghibu, despre care eu am studiat mult și mi-a plăcut foarte mult această personalitate aproape neromânească prin curajul extraordinar de care a dat dovadă. Pentru că Onisifor Ghibu a scris o scrisoare. A scris mai multe, chiar. Și a trimis-o pe adresa Uniunii Ambasadei, că nu știa adresa. I-a scris un pentru Gurza o grămadă de scritori. Și a trimis pe ambasadei sovietice, i s-a adresat lui Stalin, lui, nu, ulterior, că venise Stalin, Stalin murise, și i-a cerut lui Hrușciov pur și simplu să respecte armistițiul, să se retragă din România. L-au arestat și l-au trimis la 75 de ani în închisoare în și era să moară acolo. Acum, totuși, au lăsat într-o oarecare măsură un loc de interpretare, dar ei nu au respectat până la urmă tratatul de pace. Și de acest lucru România au putut să se lege ulterior, nu? Da. În ciuda acestui fapt, după ce abdică regele, regimul comunist se supune aproape în totalitate Moscovei. De ce zic aproape în totalitate? Pentru că evenimentele s-au succedat cu mare rapiditate după tratatul de la Paris. Începând cu 1948 are loc defecțiunea iugoslavă. Josip Broz Tito se ceartă cu Stalin, se ceartă la cuțite și Stalin, foarte furios, zice că este agentul imperialismului britanic, nu mai este comunist, și îi pune pe român să scoată castanele din foc. Cum s-a produs acest eveniment de Gheorghe Gheorghiu? Deci a înțeles, au săpat tranșee la granița cu Iugoslavia, i-au arestat pe sârbia, săracii acuzați fără niciun temei de titoism, și au și deportat aici, în câmpia Bărăganului vreo 30.000 de inși, deci practic victime colaterale, și el lovește direct în Tito în numele Uniunii Sovietice. Cum, care sunt părțile secrete, aș putea zice, ale acestei afaceri? Părțile secrete. Deci, în primul rând, Josip Broz Tito a fost cel care, de fapt, singura țară comunistă. Da. Bine, ar mai fi Albania. Da, da, dar Albania era departe, era dincolo de Iugoslavia. Și era prea mică, da. Dar care l-a înfruntat direct. Era singura țară comunistă. Albanezii l-au înfruntat mai târziu. Da, profitând de faptul că n-aveau graniță comună decât cu Iugoslavia. Da, dar l-au înfruntat pe Hrușciov, dar să-l înfrunți pe Stalin era altceva. Da, Stalin nu admitea niciun fel de opoziție în lagărul comunist. Ori de câte ori a simțit ceva, a intervenit și a schimbat conducerile partidelor comuniste, iar unii au sfârșit destul de prost. Adică au sfârșit executați, cum a fost cazul lui Noghi, dar mă rog, asta s-a produs, s-a produs mai târziu, dar au fost câțiva lideri și în Bulgaria, Gomulca, da? În Polonia, au fost lideri. Gheorghe Gheorghiu, deci, chiar dacă nu avea el studii superioare, era a fost foarte abil. Era mai abil, asta e, și a înțeles că a te pune cu Stalin înseamnă, în primul rând, el și-a apărat poziția. Da, el și-a apărat poziția de șef. Trebuie spus că în 1948 avea o poziție aici, în țară, cu grupul moscovit. În 1948 încă nu era prea sigur pe locul lui. Deci l-a eliminat oarecum pe Pătărășcanu, bine, de împușcat la împușcat mai târziu, era deja arestat în 1948. Păi 6 ani a durat procesul lui și l-au ținut în arest. Inclusiv pe Tătărăscu l-au folosit comuniștii împotriva lui Pătărășcanu, să depună mărturie. Pătărășcanu a fost foarte indignat. Ce ți-l aduceți pe ăsta, domne? Zice, ăsta care s-a nazi chiar prostituat cu toată lumea, îl aduceți martor împotriva mea. Zice, da. Și Gheorghe Gheorghiu, deci, temându-se și de această opoziție, dar temându-se foarte mult de Stalin, i-a urmat foarte fidel. Deci, am un raport din 55 sau 56 a atașatului militar. Zice, România este cel mai docil, în România este cel mai docil aliat al Uniunii Sovietice. Deci orice li s-ar zice să facă, ăștia fac. E, la 8 ani, un alt reprezentant, 8 ani după aceea, în 64, în 55-56, deci 8 ani,
Alt raport constată cu imere că situația s-a schimbat la 180 de grade. Da. Da. Și că România e cel mai oponent. Cel mai oponent dintre socialiști. Da. Ei bine, Iosif Broz Tito s-a bazat pe loialitatea partidului, cu vreo două excepții, dacă nu mă înșel, inclusiv Milovan Gila i-a făcut, a nimerit în pușcărie până la urmă, și el și alții ca el. Deci întâi și-a făcut curățenie în partid, adică și-a înlăturat foarte dur oponenții care i-au cerut demisia. Deci a fusese loc în 1947, în toamnă, congresul acela din Polonia al partidelor, al partidelor comuniste, da. Cominformului, da. Care stabilise foarte clar dogmele. Așa. Da. Adică loialitate deplină față de URSS. URSS. Partidele frățești nu se critică între ele și mai ales există un frate mai mare care este Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, care este inatacabil. S-a atat și, cum să zic eu, era un fel de rege, așa știți, monarhia de drept divin. Deci Stalin era un fel de monarh de drept divin, dar pe stil comunist, numai că nu era Dumnezeu care îl unsese, dar era intangibil, nu te puteai să-l critici, nu te puteai apropia de el. Da, este interesant, pentru că într-adevăr românii semnaseră cu puțin timp înainte vestitul tratat de prietenie cu Uniunea Sovietică pe neagresiune și, mă rog, era un adevărat tratat mutual. Da. Pentru ascultătorii noștri care nu sunt avizați, un tratat mutual înseamnă că eu sunt mutuală. De asistență așa mutuală. Sunt aliat cu o altă țară și dacă o terță putere mă atacă, automat țara respectivă se consideră putere, în război, da, se consideră, cu terța, adică, putere nu se consideră, respectivă. Intră în conflict, da, fără nicio declarație. E, acum, chestiunea era că totuși în tratat se spunea că se bazează pe respectul reciproc, pe neamestecul în treburile interne, lucruri care erau numai de fațadă. Astea erau exact de fațadă, astea erau lucruri de fațadă, ca să, cum să zic eu, să fie pe aceeași undă cu dreptul internațional, pe aceeași linie cu dreptul internațional. Pentru a nu fi de criticați. De fapt, era clar că atâta timp cât au fost armate sovietice pe teritoriul acelor state, deci guvernul nu s-a abătut de la linia pro-sovietică. Sau dacă s-a abătut, s-a întâmplat ce s-a întâplat în Polonia de mai multe ori, în Ungaria, în Cehoslovacia. Adică au intervenit militar mai puțin și au pus ordine. Au impus ordine în sistemul. Dacă vreți, ceea ce s-a întâmplat în timpul lui Stalin, care a impus aceste reguli în sistem, v-am zis, încă de la conferința din Polonia, este un fel de aperitiv la doctrina Brejnev. Da. Brejnev, da. Da. Deci interesele Uniunii Sovietice și mai ales ale comunismului și ale lumii, cum spuneam ei. Ale internaționalismului comunist. Sunt practic exced, da. Exced, deci interesele naționale, da. ale oricărui stat. Deci practic orice stat și orice comunist trebuia în primul rând să fie să se supună loial Uniunii Sovietice, care era țara creatoarea comunismului sau leagănul, cum spuneam. Leagănul, da, comunismului, și ea decida în tot și în toate. De fapt, când a fost în 1952, dacă nu mă înșel, când s-a cutizat conflictul, ca să spunem de la început, ei nu s-au înțeles de la bun început, deci grupul moscovit de o parte și grupul național de o parte. Era gruparea Gheorghiu Dej Bodnăraș și gruparea Ana Paucăl, Vasile Luca, Teohari Georgescu. Da, grupul moscovit, cum grupul moscovit, care i-a criticat foarte dur pe comuniști. Zice, da, de ce ați făcut voi lovitura de stat de la 23 august? Va da voie Moscova să o faceți? Și cum spuneam și în emisiunea trecută, Moscova
era prea puțin interesată în realizarea acestei lovituri de stat. Deja avea armate cărțile pe teritoriul. În mână. Da, deci avea cărțile în mână, în sensul că deja avea armate pe teritoriul României și putea decide la discreție, așa, pe cine va sprijini și pe cine nu. Mă refer la cine va veni la putere. Da, e, după această ceartă, și mi-amintesc că mama mea, Dumnezeu să ierte, care a trăit aceste evenimente din plin, care s-au reflectat și în comportamentul populației, îmi povestea că existau niște păpuși mecanice în vitrine și era Tito, se spunea Tito și toporul, era cu un topor în mână și toată ziua tăia capetele comuniștilor. S-a ajuns până la aberații propagandistice de genul ăsta. Era portretizat ca și criminal, ucigaș și călăul poporului iugoslav, iugoslav, da. De aia se spunea Tito și toporul. Da. Exista acest slogan. Însă, puțin câte puțin, România începe să manevreze după ce se stabilizează în partid Gheorghe Gheorghe Udeș. Mare Stalin, în anul 1953, vine la putere Hrușov, care se întâlnește cu Dwight Eisenhower și după ani de zile de îngheț, lucrurile par să intre pe un alt făgaș, el nemai fiind chiar atât de mult adeptul unei politici violente a Uniunii Sovietice, dar survine defecțiunea aceasta maghiară, care le dă puțin planurile peste cap. Iar România sprijină din nou o intervenție necondiționată a Tratatului de la Varșovia. Între timp se semnase pactul de la Varșovia în 1955 și România era parte a acestui tratat și România trimite unități de securitate să intervină în Ungaria, nu? Mai degrabă de pază, n-au preintervenit. Așa. Dar ce vreau să spun apropo de Gheorghe Udeș? Deci pentru a scăpa de concurență, el a fost mai întâi la Moscova. Da, și a cerut aprobare. Și a cerut aprobare și Marin Preda descrie toată povestea. În cel mai bine dintre pământe. Da, îi povestește. Ce vrei, mă, m-am dus la Moscova, ce m-a ținut 3 zile în hotel, n-am avut voie să ies. Nu mai știam dacă scap sau trăiesc, că era vorba de alegere, adică alege pe Gheorghe Udeș sau pe Ana Paucher și grupul lui. Spre norocul lui a fost complotul acela cu evrei, așa zisul complot cu evrei de la Moscova și deși Molotov a intervenit pentru Ana Paucher, că fusese o apropiată a lui, Stalin i-a spus, stai mă așa că nu e bine. Păi de ce nu e bine? Păi nu e bine pentru că în România țăranul merge la 2 metri în față și femeia merge în spate cu cară, cu bocceluța și ce mai care ia pe acolo. Și cobilița. Deci românii sunt cumva paternaliști și trebuie dat credit bărbatului. Asta a fost. Și a mai fost o chestiune, cel puțin din ce zice Marin Preda, căruia se pare că i-a povestit într-adevăr direct Gheorghe Udeș. Nu știu dacă lui sau altcuiva, nu mai mi-aduc aminte. El în carte spune că i-a povestit unui scriitor notoriu. Exact, da. Lasă de înțeles că ar fi el, dar nu o spune direct. Da. El zice că totuși Stalin l-a apreciat dintr-un motiv pe Deș, că era un, cum zic americanii, a tough guy, un tip dur, și și-a amintit că el în partid lucrase în același fel. Exact. Adică s-a folosit de Zinoviev, de Kamenev și după aia i-a ucis fără niciun fel de scrupule, de Buharin, adică și de Buharin, ca să scape de Trotsky, Exact. Și i-a plăcut că deci era un tip care semăna la fel de dur, nu? Întrebarea, și asta va fi ultima întrebare, că emisiunea se apropie de final. Întrebarea finală ar fi: în ce măsură Gheorghe Udeș a reușit să facă față Congresului 20 al PCUS, unde Hrușciov a condamnat cultul personalității lui Stalin, iar Deș a spus, la noi s-a rezolvat chestia asta în momentul în care am eliminat gruparea moscovită. Cum a privit Hrușciov chestia asta? Se pare că Hrușciov a încurajat niște dizidenți, pe Constantinescu în special, Petre Constantinescu, așa, și chiar i-au cerut demisia la un moment dat, numai că deja își asigurase loialitatea celorlalți
membrii. Și în special a lui Gheorghe Apostol. Da. Apostol a fost, care a fost erau Maurer. Maurer, da. Da. Care s-a opus vehement și uite așa, nu l-a arestat pe Constantinescu și mai era cineva venit din Basarabia, tot da, așa. Da. I-a pus în minoritate și a exclus din, și a trimis la munca de jos. Da, i-a exclus unde de de la fapt, vârf. Deci nici pe Ana Paucăr n-au, pe păi Vasile. Ana Paucăr a luat pensie, bine mersi, și a murit de cancer. Exact. Nu. Era o glumă în parte, ziceau s-a îmbolnăvit de plămâni când îl dădea pe unul afară. Și în condițiile astea el s-a ținut tare pe picioare. În altă ordine de idei, faptul că a sprijinit necondiționat Revoluția Ungară, i-a câștigat încrederea, da. I-a câștigat încrederea, dar cu toate astea, deci s-a aprins un blec. Uite mă, dacă... În caz de ceva? De ceva, ăsta oricând poate să mă schimbe, să mă locuiesc. Mai ales că Imre Noghi, șeful Revoluției Maghiare, a fost trimis în România și caza, de fapt, el a fost condamnat, practic, la moarte aici. Da. Nu deci, și judecat la Craiova, am exact. Înțeles. Exact. Deci n-a avut nicio șansă cu sovietici. Deci, Gheorghe Gheorghiu, deci l-a predat fără niciun fel de scrupule conducerii sovietice, care... Și un lucru foarte interesant, mai puțin cunoscut, este faptul că încă de atunci, din 56, Gheorghe Gheorghiu deja a pus pentru prima oară problema retragerii trupelor sovietice, care nu își mai aveau rostul acum în România și se pare că Hrușciov, care făcuse o vizită la București, s-a aprins foarte tare, i-a făcut fasciștia. Da, vorbește. Gheorghe Apostol de chestia asta, dar că deci încă de atunci se gândea să scape de el. Da, există legenda că deci l-ar fi pus pe Botnăraș. Bodnăraș ne-a spus de fapt. I-a spus asta. Măi, zice, tu ești agent sovietic cu ștate vechi, ăștia te cred mai loial decât sunt eu față de Uniunea Sovietică, așa că pune tu problema. Se pare că, da, s-a și aprins, dar, mă rog, se pare că Bodnăraș, Ludeș îi plăcea foarte mult, Ludeș, lui Hrușciov, îi plăcea foarte mult vinul românesc și l-a convins. Fusese prin secretar, știu, prin Basarabia exact, și... Exact, da. Gustase. A fost în Ucraina, da. În Ucraina. Asta altul, Brejnev a fost în Basarabia. Da. Brejnev. Da. Dragă Mariană, îți mulțumesc din suflet pentru emisiune și pentru toate noutățile pe care ni le aduci și o să continuăm emisiunea cu modul în care până la urmă a fost convins Hrușciov să retragă armatele sovietice și ce s-a întâmplat după aceea. Încă o dată mulțumiri, mulțumim și telespectatorilor noștri că ne-au urmărit. Bună seara și la o bună vedere. Bună seara. Mulțumesc pentru.